Este vorba de Remus Lazia, categoria 66 de kilograme, Marian Halas la 81 de kg și Laurent Șamen la 100 de kg. În cea de-a doua zi a competiției au avut loc între cele pe echipe, fiecare țară din Balcan și a aliniat la start câte o reprezentativă la masculin și feminin. Dacă echipa feminină a România a reușit să câștige medalia de bronz, băieții s-au impus în fiecare meci câștigând medaliile de aur. De remarcat e faptul că în componența echipei țării noastre, la patru categorii de greutate, s-au aflat sportivi de la CSM Satu Mare. E vorba de Remus Lazia la 66 de kg, Eduard Nicolaescu la 73 de kg, Marian Halas la 81 de kg și și Cristian Bodârlău, 90 de kilograme. În cadrul grupei România a învins Turcia și Muntenegru cu 5 la 0. În semifinala echipa țării noastre a învins Bosnia cu 5 la 0, iar în final au reușit să se impună fața Serbiei cu 3 la 2. Așadar, performanța reușită este una excelentă, atât în probele de la individual și mai ales în cele de echipe, deoarece România câștigă în premieră titlul balcanic la judo masculin seniori.